Biruințele superlative ale domnului oștirilor. Domnul este un războinic viteaz. Numele lui este Domnul. În ultima vreme am citit des pe rețelele de socializare proverbul: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pagă și întraistă. Așa că vreau să vă arăt câteva cazuri în care Dumnezeu le-a dat oamenilor lui biruință fără ca ei să miște un deget în lupta respectivă. Dar asta nu înseamnă că ei nu au făcut nimic în general. Deoarece, prin faptul că sunt oameni ai lui Dumnezeu, înseamnă că ei fac multe lucruri. Cred și se încred în El, se roagă lui și citesc din Biblie zilnic, postesc și își trăiesc viața după porunca: depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie. Ceea ce înseamnă, de fapt, că ei sunt în fiecare zi niște adevărați luptători. Să dea Domnul să fim și biruitori. Biruințele superlative ale domnului oștirilor. Top 5. 5. 2 împărați, 6:24 până la 7:20. Împresurarea Samariei. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: scapă-mă, împărate, domnul meu! El a răspuns: dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau al teascului? Și împăratul i-a zis: ce ai? Ea a răspuns: femeia aceea mi-a zis: dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați! Când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Pe când le vorbea el încă, solul se și coboruse la el și împăratul a zis: iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Vestirea lui Elisei. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul, pe brațul căruia se rezema împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși, care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul
făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor, ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg, și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om. N-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis: când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns: să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate, li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește, și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor zicând: duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan. Și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului: poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu, după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul pe care îl rostise omul lui Dumnezeu când se coboruse împăratul la el. Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de orz cu un siclu și 1 măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. 4. Doi împărați, 18:13 până la 19:37. Năvălirea lui Sanherib. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachis: am greșit, depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Ezechia a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și în visteriile casei împăratului. Atunci a luat Ezechia, împăratul lui Iuda, și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușiorii templului Domnului.
Împresurarea Ierusalimului. Împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Tartan, pe Rabsaris și pe Rabșache cu o știre puternică. S-au suit și au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul care duce în ogorul Înălbitorului. Au chemat pe împărat și Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele peste casa împăratului, s-a dus la ei cu Șebna, logofătul, și cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul. Rabșache le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Tu ai zis, pentru război trebuie chibzuință și putere. Dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt. Ai luat în ajutor trestia aceea frântă, care înțeapă și străpunge mâna oricărui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Poate că îmi veți spune, în Domnul, Dumnezeul nostru ne încredem. Dar nu este el acela ale cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului, să vă închinați înaintea altarului acestuia la Ierusalim. Acum, fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei. Îți voi da 2000 de cai, să vedem dacă poți din partea ta să dai atâția călăreți ca să încalece pe ei. Și cum ai putea îndepărta o căpetenie din cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Îți pui încrederea în Egipt pentru care și călăreți? De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid. Rabșache le-a răspuns, oare stăpânului tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi? Atunci Rabșache, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică și a zis, ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei! Așa vorbește împăratul, să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul zicând, Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. N-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui, până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslin de unde lemn și miere și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia, care vă amăgește zicând, Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări a izbăvit țara din mâna mea, pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta. Să nu-i răspundeți! Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna logofătul și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate și au spus cuvintele lui Rabșache. Ierusalimul scăpat. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna logofătul
și pe preoții cei mai bătrâni acoperiți cu saci la prorocul Isaia, fiul lui Amoț. Și i-au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Poate că Domnul, Dumnezeul tău, a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul, Dumnezeul tău, îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia. Și Isaia le-a zis, iată ce să spune stăpânului vostru. Așa vorbește Domnul. Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face ca, la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Rabșache, plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis. Atunci, împăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaka, împăratul Etiopiei. I s-a spus, iată că acela a pornit cu război împotriva ta. Și împăratul Asiriei a trimis soli din nou lui Ezechia, zicând, așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda, să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit. Și tu să fii izbăvit? Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au izbăvit ei pe Gozan, pe Haran, pe Rețef și pe fiii lui Eden din Tel Asar? Unde sunt împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetăților Sefarvaim, Hena și Iva? Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia a făcut următoarea rugăciune. Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe Dumnezeii lor, dar ei nu erau Dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai batjocorit și ai ocorât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel? Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților, coastele Libanului. Voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame. Am săpat și am băut ape străine și voi seca cu talpa picioarele mele toate râurile Egiptului. N-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremuri vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărâmături. Locuitorii lor sunt neputincioși, îngroziți și înmărmuriți. Au ajuns ca iarba de pe câmp
și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul. Dar știu când stai jos, când ieși și când intri și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Acesta să-ți fie semnul. Anul acesta veți mânca ce crește de la sine și al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase. Dar în al treilea an veți semăna, veți secera, veți sădi vii și veți mânca din rodul lor. Rămășița din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde iarăși rădăcini de desubt și deasupra va da rod. Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și, pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. 3. Doi împărați, 6, de la 8 la 23. Orbirea sirienilor. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul lui Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești din odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimiți să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria,
Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: Să-i măcelăresc! Să-i măcelăresc, părinte! Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. 2. 2 Cronici 20, de la 1 la 30. Biruința lui Iosafat asupra moabiților și amoniților. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Enghedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul: Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închină înaintea lui. Leviții, dintre fiii Chehatiților și dintre fiii Coreiților, s-au sculat
și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți! Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti! Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: Lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac! În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda, și au fost bătuți. Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i propădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de alăute și de harpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când a auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. 1. Exodul, capitolele 14 și 15. Trecerea Mării Roșii. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Țefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți, lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: S-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: Ce am făcut? Te-am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească. Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal-Țefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului:
Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dispre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui, au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Cântarea de laudă. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui faraon și oastea lui, luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției Tale, Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi, îți deslănțui mânia și ia-i mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor Tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat alazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrășmașul zicea, îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război.
mă voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și voi nimici cu mâna mea. Dar tu ai suflat cu suflarea ta și marea i-a acoperit, ca plumbul s-au afundat în adâncimea apelor. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și i-a înghițit pământul. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpetenile Edomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu-i vei aduce și vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Și Domnul va împărăți în veci și în veci de veci, căci caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare și Domnul a adus peste ei apele mării, dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Maria, prorocița sora lui Aron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului, căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?